Partidul Legii și Dreptății, al cărui cap de listă este fostul candidat la funcția de premier, Mariana Durleșteanu, a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa parlamentară din 11 iulie. Formațiunea își propune să ajungă în legislativ și să consolideze toate forțele politice. Candidatul la fotoliul de deputat, Mariana Durleșteanu, susține că vrea să acceadă în legislativ pentru că iubește Moldova, iar soarta țării nu este indiferentă. Permanent am urmărit viața politică din Republica Moldova și iubesc Moldova, familia mea iubește Moldova. Ajunge cu ipocrizia și cu manipularea oamenilor. Deci vreau o campanie corectă, liberă, fără denigrări și fără amenințări. Liderul formațiunii susține că Durleșteanu poate deveni o doamnă de fier a Moldovei, așteptată de cetățeni. În această listă se regăsește și un diamant. Acest diamant se numește Mariana Durleșteanu. Sperăm, cu toată certitudinea, că Moldova va avea o tăcere a ei. Are atât posibilități cât și dorințe de a pune umărul și a mișca țara noastră, a urniu din această mocirlă. Mariana Durleșteanu a fost înaintată la funcția de premier de fracțiunea PSRM și Partidul Șor, însă candidatura ei a fost respinsă de șeful statului Maia Sandu, ulterior propusă repetat. Totuși, ea a renunțat pentru că nu a vrut ca numele ei să fie folosit pentru reglări de conturi între partide. Până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat în cursă 9 formațiuni politice.